Una dintre cele mai frumoase peșteri de pe cuprinsul României se găsește în județul Mehedinți. Puțin cunoscută, peștera Bulba se găsește în clasamentul celor mai mari astfel de formațiuni de pe teritoriul României. Peștera Bulba mai este cunoscută și sub denumirea Peștera Mare sau Peștera de la Baia. Se află în apropiere de localitatea Baia de Aramă, pe drumul spre Ponoarele. Minunea naturală se întinde pe o distanță de 5.160 metri lungime, fiind cotată ca una dintre peșterile mari ale țării. Două etaje, unul activ, iar unul fosil, remarcat pentru diversitatea și frumusețea draperiilor, fiind printre cele mai frumoase din țară. Primul etaj are o lungime de 960 de metri, iar cel de-al doilea 1.200 de metri. Una dintre cele mai frumoase galerii ale peșterii este cea a valurilor de cristal lungă de aproape un kilometru. Turiștii pot observa aici formațiuni monocrome, gălbui, roșcate, dar și cu dungi, unele fiind mai late, altele mai înguste. Această galerie se aseamănă cu siguranță unui veritabil palat în care artistul a făcut risipă de podoabe. Peștera are numeroase forme de eroziune, coroziune, iar galeria valurilor de cristal deține numeroase concrețiuni. Peștera din Mehedinți este încadrată în categoria A, în care se regăsesc peșterile de valoare excepțională, fiind astfel reprezentativă pentru patrimoniul speologic, dar și internațional. Însumând peste 4.860 de metri de galerii, peștera se caracterizează prin armonie, având o personalitate distinctă de karstul românesc. Ea poate fi vizionată doar când apele Bulbei scad.